După represalii brutale împotriva protestelor din România, se intensifică preocupările autorităților europene legate de situația din țara noastră. Începând cu ianuarie, România nu este responsabilă numai pentru țara sa cu președinția Consiliului Uniunii Europene, arată doi cevele într-o analiză recentă. Sunt evenimentele de la sfârșitul săptămânii trecute începutul unei mișcări de protest la nivel național, se întreabă jurnaliștii de la doi cevele care subliniază că România va prezida țările Uniunii Europene timp de șase luni, începând din luna ianuarie. Jucând astfel un rol cheie în afaceri europene precum Brexit, migrația, tensiunile în relația transatlantică sau noul buget european pe viitorii șapte ani. Potrivit aceleiași analize, Comisia Europeană se arată îngrijorată de evenimentele din România. Chiar înainte de declanșarea protestelor recente, Comisarul Uniunii Europene pentru Justiție, Vera Iurova, a declarat Proiectele guvernului român pun în pericol independența judecătorilor și reduc puterile procurorilor. De asemenea, ele subminează încrederea publicului în sistemul judiciar. Comisarul European a explicat că, din ianuarie, România va fi responsabilă nu numai pentru propria țară, ci și pentru întreaga Europa, ca de ținător al președinției semestriale rotative a Uniunii Europene.